Acum, Verona Maier o să cânte o nocturnă de Dinu Lipati, pe care Lipati i-a dedicat-o Clarei Haski, o pianistă care s-a născut la București și care a făcut o carieră fulminantă în Occident. Herbert von Karajan o aprecia enorm. Este o muzică, o să vedeți, destul de foarte romantică și în același timp și, după părerea mea, angoasantă cumva, parcă se simte acea atmosferă de dinainte de cel de-al doilea război mondial. Poate cumva Lipati, deși avea doar 22 de ani, dar probabil că simțea că ceva se întâmplă cu el, numai cred că după 5 ani cred că a aflat de boală. Dar, în același timp, cred că era contorsionat în sinea lui, fiindcă era foarte dor, de fapt, de România și de profesorii lui. Și din scrisorile pe care le trimitea lui Jora, se înțelege foarte clar cât de greu era, fiindcă era departe de ai lui, și
își mărturisea întotdeauna și nemulțumirea, într-un fel, că viața lui muzicală, cariera pianistică era atât de puternică, încât nu prea lăsa loc laturii sale de compozitor și ar fi dorit să compună mult mai mult. Verona Maier, Nocturna. Thank you.
timp la Anton Pan, un compozitor foarte interesant, fiindcă a scris foarte multă muzică de biserică, dar tot atât de multă muzică de petrecere. Și odată cu Anton Pan, practic, începe o întreagă istoria muzicii românești. Cu mult timp înainte, este adevărat că a fost Dimitrie Cantemir cel care, practic, din punct de vedere cultural, nu numai muzical, ne-a fixat în istorie. Dar pentru seara aceasta, Anton Pan va fi prezent printr-o piesă celebră, un șlagăr al său, Trei Crai de la Răsărit. Este un aranjament pe care mi-l asum, o chinui un pic pe Verona Maier, o să vedeți. Da, dar ea e docilă, acceptă absolut orice din partea mea și sper să vă placă această splendidă piesă. Thank you.
Urmează un compozitor, flautist, Petre Elinescu. S-a născut exact cu 100 de ani înaintea mea. Și cunoscându-i toate compozițiile, am realizat cât de bun flautist a fost, cu siguranță. A scris în spiritul epocii, a doua jumătate a secolului al XIX-lea spre secolul al XX-lea și la vremea aceea, în ceea ce ne privește pe noi flautiștii, se scria o muzică de salon, o muzică cu un grad mare de spectaculozitate și în aceeași direcție este și această piesă celebră în lumea românească flautistică, Introducere și dansul vrăjitoarelor.
1904 pentru admiterea în conservatorul din Paris. Se păstrează această tradiție încă la Paris, ca un compozitor în viață să compună o lucrare pe care cei care aspiră să intre la conservator trebuie să o pregătească cu o lună înainte, fără profesor, fără niciun fel de alt ajutor. La vremea aceea, Enescu a avut această comandă. Thank you.
Ia partituri ale lui Enescu și Paul Constantinescu. Toate cuvinte. Ei scriau și pentru premiera bunoară a oratorului de Paște de Paul Constantinescu, Teodor Grigoriu a scris toate știmele pentru orchestră. Înțeles că nu exista soluția ideală a computerului, așa încât el trebuia să asiste la repetiții și să corecteze pe loc orice fel de greșeală. Și tot el mi-a mărturisit că după prima repetiție pe care o realiza George Enescu, așadar George Enescu a realizat prima audiție a oratorului de pace al lui Paul Constantinescu, s-a întors către sală, l-a chemat pe Paul Constantinescu și i-a spus: în viața mea n-am cunoscut acest sentiment al invidiei, însă de data aceasta recunosc în fața tuturor, te invidiez, pentru că n-am scris eu această lucrare. Acum veți asculta o piesă celebră a lui Paul Constantinescu. Ea, în original, este scrisă pentru violoncel și pian, Cântec vechi. Și veți recunoaște, probabil, și fragmente din rapsodia întâi. Thank you.
cântăm doar o parte din sonată, ca să nu creăm o disproporție între lucrări. Un reprezentant de seamă al componisticii românești a fost nu numai un dirijor cu o carieră extraordinară în străinătate, dar a fost și un compozitor grozav, iar cei care au prins acele vremuri au avut șansa, cu siguranță, să-i asculte cântând împreună pe Enescu și Silvestri Enescu la vioară, Silvestri la pian. Se pare că erau niște țărate extraordinare când acești doi mari muzicieni se întâlneau. Thank you.
de Vasile Jean, un alt autist compozitor. De asemenea, extrem de virtuos, de valoros pentru școala românească de flaut. Practic, el a înființat școala modernă de flaut. Ea a fost profesorului meu, așa că, într-un fel, mi-a fost și mie prin alianță profesor. Am ascultat câteva înregistrări cu Vasile Jeanu, se păstrează în carte, spre norocul nostru, splendide. Dar să vedeți ce compozitor interesant este. Astăzi ar fi fost multimilionar numai din drepturi de autor pentru această ora staccato.
Insistă să vă spun că noi, pentru că avem așa un program împărțit, am repetat astăzi, pentru că erau piese pe care le-am mai cântat, dar m-am gândit eu că o să avem succes. I-am adus azi la prânz această lucrare, foarte ușoară pentru ea, la mine e grea. Dar să-i țineți pumnii și important este să vă bucurați, o să vedeți. Ioan Dobrinescu, un compozitor și aranjor excepțional.